Cu mușcă din tine? Da, mușcă din tine. Păi am ce? mușcat de gât. Și nu te-am... Dar de gâtul puli? Nu, de gât. Aole, e Dracula asta. E Dracula. Dracula feminină. Draculina. Și m-am mușcat și de pânză. A, vrea să sugă tot. Năsăt și sfârcul și m-am mușcat și de sfârc. Îi place țâța. A, năsăt laptele. A, și ia urcă. Și după aia m-a păpat la smoc. Pupă-mă la smoc, că e loc, că e loc. Nu fi deloc așa, draga mea. Linge mustața, sara și până dimineața. După aia am văzut cifrele 6 și 9. 69? Aaaa! Din la O. Din la O. Aole, îi place cofragul de O. Da! Oh, interesant. Uite, eu n-aș putea. Alex, tu faci o operă de caritate cu asta. Da, că-i dau link. Ce dacă te fost cu toate pocitele, mă? E pocită, da, te uita mai bine. Pentru mine... E o operă de caritate. Eu să ies cu asta, mă fac de căcat în vapură. Pentru mine toate pizdele sunt frumoase. Te faci de căcat. Nu mai vin piesele la tine dacă te fost cu pocite. Da, are nimic. Că piesele când se uită, bă, cu cine se pute ăsta, aaa, e handicapat. Bine, o să rămână piesele la mine și la tine pocitele. Păi trebuie și ele să fută pocitele, acum te înțeleg. Foarte păi bine. Nu, eu să-ți fac să-mi bag pula. Exact, tu fuți pocite. Da. Bine. Fute printre icoane, puneți pe pat icoane și vă futeți pe ele și ziceți că sunteți religioși. Și faci și icoane și pula și pizda. Le faci bine, păi și eu le fac bine, dar le fac bine la piese și piesele mă fac bine. Și ne facem unul cu altul. Dar tu n-ai pus în piese! Haide-te, băi, nu mai piese mă avut la mine. Doar două, trei pocite, nu pe ce știi tu. Bă, m-am dat și eu la pocitele când am ajuns acolo. Știu, de când ai dar eu înainte puteam numai piese. Nu mai pocite ai putut. Păi la fel și eu în pula mea puteam numai fotomodele în pula păi mea. Da, când am ajuns acolo, pocite. Care fac așa? Vreau pufuleț și apă plată. Bă, toate nebunele sunt o râtemă? Nu, unele sunt piese mișto. Unele sunt rare. Piese mișto și merită salvate în pula mea. Da, toate sunt pocite și sunt scârbite de viață. Și pocitele sunt mai curve decât piesele. Piesele au o selecțiune, adică se selectează măscul. O sunt pocitele, bag la pui în ele, bă, să-mi bag pula. Bag la pui, ugerul de vacă nu le ajunge câte pul bagă ele în ele. Deci cu cât vezi mai pocită, cu atât e mai curvă. Știi cu ce bădă s-a făcut sanda? Păi știu, cred că a futut puia mea. Roși, de vii, de niște cred că a futut toată armata română asupra de pulă și tot spitalul nou l-a mâncat la ouă. E plină de spermă. Sperma, dacă mă înțelegi. E plină de spermă, să-mi bag pula. Exact, e ca o piftie. Și sperma de-aia a fost unul de la 80 de ani în sus. Păi asta resuscitează cadavre, să-mi bag pula, s-a dus la morgă și se putea cu cadavre. E fata Morgana de la morgă. Fata Morgana de la morgă. Geniu pustiu, să-mi bag pula. Mi-a dedicat vreo 10 poezii și în fiecare poezie scria numele meu. Îți dai seama cât de handicapată e. Tu ești la fereastră, să-mi bag pula. Scriem poezia la fereastră 3 ani, 5 ani, 12 ani. Acum, asta scrie 24 ani de Alex. De foc? Eu zic să o lași în pizda, mă, că îți distruge viitorul. Nu mai te fuți cu femei. Cu femei? Că aia nu e femeie, e pocită.
Ei, băi, am curajul să zic verde frate, e pocită de un pula mea. Aha. De ce crezi că au dat oia afară de acolo? Că erau oameni serioși. Pe mine mă dau afară oamenii neserioși. De unde au dat afară? Păi afară biserică mă și-au dat afară, de pe fond pula mea de curvă. Au dat afară biserică? Da, ea zice că nu știu de ce au dat afară, cred că a sub pula lui unul și t-a făcut de căcat. Păi eu știu că e sub pula. La fiul preotului. Păi da, și-am zis, dacă fă curva, dracu, că ne spurci pe aici. Tempul ăla mea de aici. Tempul ăla? Exact. Tempul ăla mea cu guguștucii tăi. Du-te la guguștuci. Aaaa, tata mea a omorât guguștucul la căcapă că mă străzi pe căcapă că nu. Aaaa. Și eu m-am fișat pe freza guguștucului. Mișto. Și l-am îngropat lângă pisică. S-a împreunat cu pisica. Ce o să iasă? Nu știu, bucuște cu pisica. Pisica cu aripi. Pisica cu aripi. Pula mea, prinde păsări, fuge după păsări. Băga mea și pula, e periculos. Pisica cu aripi. Dar tu de ce nu riscați? Păi n-am ce. Cum ar fi? Sanda este antagonistul Viagrei. Cine îi se mai scoală pula? Mie. Ție? Da. Nu mi se mai scoală pula. Nasol. A rămas ipotent, cum zicea mei. Ia mă din pula! Da, Dumnezeu s-o ierte. Dumnezeu s-o ierte, nu? Da. Bine s-am dat și mă pupă pe pulă că gata, a murit. Și pup și morții, nu? Mă pupă pe mort. Mă pupă pe mort. Te pupă pe pulă? Da, mă pupă că e moartă. Trebuie să o fardez. Trebuie să fardez pula. Fardez pula. Pune-mi rujei pe capul pulii. O fac să zâmbească moartă așa. Să mănânce sanda pula. Bă, dacă o mănâncă după aceea se cacă cârnați. Și zicea ăla că e schizofrenic. Deci cârnați. Când mă duc la alimentare, cum să cer eu dacă vreau cârnați? Vreau și eu un kil de cârnați. Oh, ai zis kil și cârnați? O să-mi zic aia vânzătoarea. E schizofrenic. O le facă. Ce ai zis mai înjurat de mamă? Vrei să-mi dai kilul? Păi vreau și eu un kil de cârnați. Ai, schizofrenic! Aaaa!